Iar un angajat al primăriei Râmnicu-Vâlcea s-a necat în timp ce curăța unul dintre bazinele strandului Ostroveni. Din primele informații, bărbatului s-ar fi făcut rău și a căzut în apă. Adriana Drăghici în acest moment alături de noi cu informații suplimentare. Adriana, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Ce s-a întâmplat concret acolo? Bun găsit tuturor! Bărbatul de 54 de ani din localitatea Olanu-Vâlcea a decedat după ce a căzut într-un bazin al strandului Ostroveni. Acesta era angajat al primăriei Râmnicu-Vâlcea și în momentul în care s-a produs tragedia spăla unul dintre aceste bazine. Conform unor surse, bărbatului s-ar fi făcut rău și în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au putut face altceva decât să declare decesul acestuia. Trupul bărbatului va fi transportat la serviciul de medicină legală pentru a se efectua necropsia. De altfel, la fața locului s-au deplasat și polițiștii municipiului Râmnicu-Vâlcea, care au deschis în acest caz o anchetă și încearcă să afle cum s-a produs mai exact evenimentul.